Salvamont Prahova a intervenit duminică, în urma sesizării unui accident în munții Buceci. Un bărbat a căzut, suferind leziuni grave. Un medic și un salvator montan au fost coborâți cu troliul la victimă, dar nu a putut fi salvată. Din păcate, un bărbat de 44 de ani din București a murit după ce a căzut mai bine de 100 de metri de pe creasta bucșoiului. Acesta se afla cu prietena lui când s-a întâmplat accidentul. Ca să ajungă la el, un medic și un salvator montan au fost coborâți din elicopter cu troliul. Din păcate rănile turistului au fost mult prea grave și nu a putut fi salvat. Trupul nensuflețit a fost extras cu elicopterul din zona în care a căzut. Aceasta este cea de-a noua victimă înregistrată de Salvamont Prahova în acest an. Potrivit șefului Salvamont Prahova, Daniel Banu, dintre cele nouă accidente mortale, șapte au avut loc în Buceci, unul în munții Baiului și unul în zona submontană a județului, în zona localității Brebu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!